Iubiții mei, prieteni, din nou trăim această fericire a prezenței lui Dumnezeu și mă bucur când mi se spune, haideți să învățăm ceva din cuvântul lui Dumnezeu, așa cum vom învăța astăzi sub, în tema aceasta sub titlul Două Aripi. Cartea Eclesia spune că e o vreme pentru orice lucru și orice lucru e făcut de Dumnezeu frumos dacă este la vremea Lui. Învățatul își are vremea lui, pregătirea își are vremea ei. Vine un timp în care ne dăm seama că acest lucru nu se mai poate face. E prea târziu să înveți să pilotezi un avion când ești la 10.000 de metri deja nu mai e a fost timpul acela la școală cât ai fost, pentru aceasta a fost școala aceea și exercițiile, simulatoarele, tot ce a fost acolo, acesta a fost rostul. Vremea pregătirii a trecut, acum suntem deja în realitate. E prea târziu de învățat acolo. Lucrul ăsta ni se spune și în domeniul sănătății. Există un timp în care boala poate fi prevenită, și există un timp în care boala poate fi vindecată, dar elementul timp are ori e luat în considerare. Suntem foarte atenți, să zicem, la dietă, la comportare de un fel sau altul, dar nu la fel de atenți asupra stării noastre sufletești și supărarea devastează mult mai grav decât mâncarea și decât lucrurile de nedorit în, în viața noastră. Este un timp pentru orice lucru. V-am spus aceste lucruri, spuneam în Mântuitorul, ca atunci când se vor întâmpla să credeți. A fost un timp pentru pregătirea lui Petru vis-a-vis -vis de căderea lui, deja a pregătit Dumnezeu calea de întoarcere pentru el, nu se întâmplase nimic, dar acela a fost timpul. Și suntem chemați să acordăm atenție lucrării lui Dumnezeu, pentru timpul lui Dumnezeu. Dar la ce îmi trebuie aceasta? acum? de multe ori spuneam noi în școală, fără minte, materia asta, ce învăț eu asta? Niciodată nu o să îmi așa ceva. Nu, din potrivă, ea dezvoltă mintea, dezvoltă gândirea, are rostul ei. E vremea învățatului acum și la fel este în cele duhovnicești. Este prea târziu să-ți dai seama că nu ai parașuta după ce ai sărit deja. A fost o vreme când s-a putut face lucrul acesta, parașuta a fost împachetat, a fost instalat, a fost o vreme. Dacă ai folosit timpul ăla cu telefonul în mână și ocupa cu alte lucruri și când s-a dat comanda la bord, ai sărit acolo, a, a trecut ocazia aceea și nu se poate repara pierderea aceasta în aer. Deja este este prea târziu. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu și ne rugăm în adevăr să ne ajute să înțelegem importanța timpului lui Dumnezeu. Acum este vremea să învăț acest lucru. Nu-i voi spune lui Dumnezeu niciodată că ce ne știe când va, sau nu va folosi niciodată. Nu, din moment ce el știe așa ceva, mă voi supune și voi primi de la Dumnezeu după cum primesc de la doctor. Ei aceasta, ei aceasta, ei, ei lucrul acesta. Știu eu ce compoziție ori avea pentru ce trebuie, dar doctorul a scris acolo lucrul acesta și el își asumă răspunderea pentru așa ceva. Astfel că în tema noastră două aripi vom debuta citind textul din Apocalips, capitolul 12, versetul 14. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustiu, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Nu o să încercăm să interpretăm sau da dat zeci de interpretări de sensuri tuturor cuvintelor, toate au duc o contribuție la înțelegerea acestui lucru, ci vom urmări procesul în sine și anume i-au fost date două aripi ca să zboare în pustiu. Ea trebuia să zboare în pustiu sau eu sunt chemat, tu ești chemat la o anumită lucrare. Cu ce să zbor? cu ce să zbor în pustiu? Aceasta a fost întrebarea pe care au adresat-o ucenicii când a fost vorba să hrănească cinci Cu ce, Doamne, să fac treaba asta? Asta a fost întrebarea lui Gedeon când a fost trimis să elibereze pe Israel, marele eliberator al lui Israel, care e, eu sunt cel mai sărac, cel mai fără reputație, sunt, chiar în familie, la mine sunt ultim om și tu îmi spui să merg să fac lucrarea primului om din, din... este, asta cu ce să mă duc, a întrebat el. Și aici biserica este trimisă să zboare în pustiu, dar întrebarea este cu ce să zbori. Niciodată Dumnezeu nu ne va chema să facem un lucru fără să pregătească mijloacele de care avem trebuință pentru lucrul acesta. dată ne va trimite în lucrare exact cu mâinile în buzunare pentru că aceasta era, acesta era adevărul. Nu aveau nevoie de nimic. Doamne, la măcar să luăm un ciomac de câini? Nu, niciun câine nu o să schelălăie cu limba lui, cum spune în cartea în Exod. Nu aveți nevoie de ciomagă atâta timp cât Dumnezeu a pus câinii în ordine. Dar măcar să avem și noi bandă o înghețată de ceva pe traseu, Domnul spune, nu, nu aveți nevoie de niciun ban. A fost pregătit totul la intersecție și la timpul potrivit, la vremea prânzului, hop, apare cineva, se întâmplă ceva. Deci rostul pe care îl are această călătorie este ca voi să învățați că omul nu trăiește cu pâine, cu bani sau cu ciomagul. Omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aceasta era lecția și mesajul pe care îl trimitea primordial călătoria lor misionară. Acest lucru se întâmplă cu noi. Dumnezeu ne așează într-o împrejurare sau alta ca să învățăm un anume lucru. Când au întrebat ei cu privire la semnificația manei din pustiu asta, ce mai este? Păi Dumnezeu te-a hrănit cu mana aceasta ca să te zmerească, și să te învețe că omul nu trăiește cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acesta era mesajul manei, de fapt. Oamenii o priveau ca mâncare, o priveau ca problemă alimentară, în deșeuri, una și alta. Obiectivul ei era cu totul alta. altul, declarat de Dumnezeu. Ca să te zmerești, în primul rând era mâncarea care producea smerire și doi care te învață prin ea, prin trăirea aceasta 40 de ani, nu ți s-a rupt încălțămintea, nu ți s au învechit hainele, ai mâncat mană. Cine cu atâtea milioane, cu atâtea sute de mii de oameni în, în deșert și animale și toate? Mesajul. Omul nu trăiește cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iubiții mei, am văzut un calcul, spre exemplu, câtă apă se putea bea la o așa mulțime de oameni și vite, câtă mâncare trebuia în fiecare zi. Deci, deci este de, de dincolo de închipuire de unde se putea procura așa ceva. Zilnic a fost acolo 40 de ani. Dar mesajul acesta era. Și la fel se întâmplă cu noi într-o vreme ca aceasta. Ii Dumnezeu a dat cele două ori ale vulturului celui mare, ca biserica să zboare în pustiu. Aceasta era lecția de învățat, Dumnezeu va procura. Ați văzut ce justificare a adus Abraham în fața lui Isaac. Toată unde este mielul de jertfă. Și el nu spune e aici sau e dincolo sau scuzați-mă am eu un cont. Nu, el, el spune simplu, Dumnezeu va purta de grijă. Și acest lucru se extinde nu numai la mielul acesta de jertfă, se extinde la orice alt aspect al vieții noastre. Nu, aici eu trebuie să am grijă. E bine și așa trebuie făcut și dacă nu ai grijă, vai de tine. Dar, dacă n-ar avea Dumnezeu grijă, degeaba păzesc cei ce păzesc, își fac datorie, oamenii stau acolo. Dar ei se uită într-o parte, vrăjmașul intră pe cealaltă, dacă nu păzește Dumnezeu o cetate. Astfel că lucrul acesta trebuie să rămână pentru noi nu uh, un moment, ci un mod de viață uh, permanent raportându-ne la prezența lui Dumnezeu. Aceste două aripi despre care vom vorbi astăzi sunt două lucruri asupra cărora avem trebuință să zăbăvim și să înțelegem în profunzime ce înseamnă. Primul lucru asupra căruia vom stărui acum este atitudinea noastră de a lua lucrurile personal, când e vorba că suntem în lucrarea aceasta numită a lui Dumnezeu și luăm lucruri personal. Sau în relațiile publice, sau indiferent unde ne găsim noi când avem tendința aceasta a idolatriei eului, să credem că totul se învârte în jurul eului nostru. Euul nostru este afirmat, eul nostru este negat și așa mai departe. Este prorocia din 2 Timotei, capitolul 3, unde Pavel a spus oamenii vor fi iubitori de sine, se vor închina la ei înșiși. E cel din tâi lucru care trebuie învățat. Nu despre tine este vorba. Al doilea lucru a, a cele două aripi, a doua aripă este: nu ai de luptat împotriva omului. De obicei, zicem despre un om că e bun sau rău, că a făcut una sau alta, dar, în realitate, pierdem adevărul și esența care ne spune că, în spatele acestor lucruri, cum a spus Mântuitorul, voi a, aveți de Tată pe Diavolul și voiți să faceți voia lui. Nu i-a confundat pe ei cu cel ce era în spatele lor. E foarte important lucrul acesta. Cum nu i-a confundat nici pe Ioan și Iacov când au cerut să incinereze, au zis, să incinereze, să ardă de vii un sat al samaritenilor care a fost neospitalier. Acestea erau vinovați de păcatul neospitalității, iar ucenicii lui Isus erau aceia care. I-au cerut lui să incinereze, ce distanță vă puteți imagina, ce distanță era de la păcatul samaritenilor al neospitalității până la păcatul lui Iacov și Ioan, care vorbeau de o nimicire totală. Și Isus nu i-a confundat pe ei cu cel care era în spatele lor și îi îndemna să facă așa, ci le-a spus: Nu știți ce Duh vă îndeamnă să faceți așa ceva. Teologic vine Petru și mărturisește, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus nu-l confundă pe Petru cu Duhul Sfânt, nu. No. Și nu zice, vai, sfinte Petre, ce nu se poate, ești pe Himalaya a teologiei. Nu-i spune așa ceva, ci îi spune, uite, ar trebui să știi lucrul ăsta, ca să nu te îngânfi cumva. Nu carnea și sângele, nu creierul tău cu circuitele lui și cu neuronii lui au produs așa ceva, ci aceasta este o descoperire pe care ți-a dat-o Tatăl tău ceresc, Duhul Tatălui tău din ceruri. Mm. Nu îl cheamă Petru pe cel din ceruri. Și atunci Petru, pe de-o parte, își dă seama și este imunizat împotriva mândriei de... i frate, cine... Ce, ce, declarație teologică a putut să facă el până acolo, încât toată teologia lumii va fi întemeiată pe piatra aceasta. Și până în ziua de astăzi sunt destui oameni care se bălăcesc într-o înțelegere din aceasta firească, pământească sau drăcească cu privire la acest lucru. Piatra aceasta despre care a vorbit Iisus, pe care va zidit biserica, era opera Duhului Sfânt, nu lui Sfântul Petru, nu a lui Petru. Petru putea să fie un fericit și un binecuvântat că Dumnezeu l-a chemat în lucrarea lui și i-a dat o astfel de descoperire. Extraordinar de frumos și de înălțător, sufletește. Dar niciodată el nu se putea așeza în locul aceluia care a dat această descoperire. Ce autoritate ar fi avut declarația Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, făcută de vecinul nostru Pescaru Petru, ce autoritate ar fi avut așa ceva din partea unui om care după aceea s-a jurat de trei că nu-l cunoaște, pe când acum piatra de la temelie pe care este zidită Biserica lui Hristos își are originea în Tatăl. În Duhul Tatălui tău din cerul El ți-a descoperit. Iisus nu confundă pe Petru cu Duhul Sfânt sau cu Dumnezeu și nu se oprește aici. De aceea, iubiți mei, și de asemenea cu poporul acesta care voi nu știți Cine e tatăl vostru? Tatăl, adică cel care inspiră și îndeamnă la așa ceva. Și atunci lucrul acesta ne învață pe noi să nu ne oprim privirile la aspectul material și fizic al lucrurilor, nici măcar la împrejurare să nu ne oprim orchicii să trecem dincolo și să căutăm totdeauna prezența lui Dumnezeu. Pentru că așa cum vom învăța, nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Să ne întoarcem la cea din tâi, aripă, cele două aripi care sunt date bisericii. Să ne întoarcem la cea din tâi. Mergem în capitolul 8 din 1 Samuel, versetul 4, în care este acel inepuizabil tablou al, al abandonării, al întoarcerii spatelui către Dumnezeu și al adoptării unui model pământesc, firesc și după aceea s-a dovedit a fi chiar drăcesc, în care ei au cerut un împărat. În locul lui Dumnezeu, un împărat. Cine poate să stea în locul lui Dumnezeu? Da. E un om care să zice că ar fi locțitorul lui Dumnezeu. Locțitorul lui Dumnezeu? Dumnezeu, l-am rugat pe băiatul ăla cu înjurătura. Ia zi mai rar să vedem ce zici. Când spui lucrul ăsta că ții locul lui Dumnezeu, cine poate face lucrul acesta? Bine a zis cine a zis, numai Dumnezeu poate ține locul lui Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul nostru Hristos Iisus ori este Dumnezeu, ori este un lunatic, așa cum a spus Luis. Nu poate, nimeni nu poate să stea în locul lui Dumnezeu decât Dumnezeu. Nu poate niciun înger, nu ați văzut Apocalips, capitolul 5. Nici uh, nicăieri nu se găsea nimeni. Cine să facă așa ceva? Cine să stea în locul lui Dumnezeu? Cine să reprezinte pe Dumnezeu? Eu oi fi un trimis în puternicit al lui, dar nu pot să spun că cineva, o, un om sau un altul, e pe locul lui Dumnezeu. Îți dai seama ce înseamnă lucrul acesta? Și Aici, în Sfânta Scriptură, ei au găsit de bine să înlocuiască pe Dumnezeu cu un om. Și nu au afirmat lucrul ăsta deschis, spunând. De astăzi nu vrem să mai știm de Dumnezeu și vrem să știm de împăratul acesta. Au gândit ei că se poate merge pe două cărări și cu împăratul și cu Dumnezeu, îl ținem pe Dumnezeu când e nevoie de el, împăratul uh, face treabă, mergem cu amândouă. Nu, nu se poate, a spus Mântuitorul nostru, nu se poate sluji la doi stăpâni. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, a spus Ilie, mergeți după El. Iar dacă nu este Dumnezeu, luați-l pe Bal sau pe Saul sau pe cine credeți voi și puneți în locul lui, ca locțitor al lui Dumnezeu, să-i țină locul. Cred că nebunia unei astfel de mentalități ne este limpede nouă, pentru că și noi ne-am făcut vinovați de atâtea ori în care am întors în viață spatele lui Dumnezeu și ne-am rezemat pe o trestie frântă de un fel sau altul și ne-a spart mâna. Da, uitați-vă că aici, în capitolul 8, cât de nenorocită este această mutare, mișcare pe care o face poporul Israel. Toți bătrânii lui Israel de, de, au a fost un acord general, fără excepție. La spionarea țării promise, au fost doi, Iosua și Caleb, care n-au fost de acord cu ceilalți zece. Ei s-au ridicat și au spus, nu, nu zice, așa îmi spunea. Inima mea curată, a spus uh, Caleb. Doi nu au fost de acord. Iosua uh, și Caleb. Aici, însă, în versetul 4, spune: Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel, la Rama. A fost doi și aici care au fost împotrivă. Unul era Samuel și al doilea era Dumnezeu. În ce sens împotrivă? Au văzut unde duce drumul acesta. Dumnezeu vede după colț și vede sfârșitul de la început, pe când noi vedem începutul, dar nu vedem sfârșitul. Ba, când nu vedem sfârșitul, atunci imaginăm și creem unul în mintea noastră, pe baza căruia mergem, făne un vițel de, făne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, ceva vizibil să vedem și uh, imaginăm ceva în, în mintea noastră. Totuși, a făcut un lucru bun. În această cea mai cumplită nelegiuire, au făcut un lucru bun. Nu l-au asasinat pe Samuel, cum se întâmplă după aceea în istorie, ci au făcut păcatul ăsta cu Dumnezeu. Au, au chemat pe Dumnezeu în păcatul lor. Cum să fac și cum să zic să nu, să nu înțeleagă cineva greșit? Dacă tot ai de gând să faci un păcat, dacă nu vrei să te oprești cu niciun chip, dacă nu te poate opri nici Samuel, nici Duhul Sfânt, nimeni nu te poate opri, că găsim aici în Biblie, n-au vrut să asculte. Dacă nu vrei să asculti nici de Dumnezeu, nici de oameni, cursul pe care merge este clar. Dar dacă este așa și ai ajuns aici, tende, fă păcatul ăsta totuși cu Dumnezeu. Chiamă-L. Spune-I. spune, -i. spune -i. Nu vreau să ascult, am hotărât să nu te ascult, mă duc la fieire, mă duc la nenorocire, dar te rog să nu mă părăsești. Ei, bătrânii aceștia, este un moment asupra căruia parcă se, se oprește mintea. Deci, ei sunt aceia care întorc spatele lui Dumnezeu, să nu mai domnească peste ei, și tot ei vin și cer ajutorul lui Dumnezeu ca să pună pe cineva în locul lui Dumnezeu. Se încurcă puțin mintea aici, dar Dumnezeu ne descurcă până la urmă. Spune acest lucru groaznic, ei au făcut păcatul acesta, totuși au făcut păcatul cu Dumnezeu, în sensul că i-au cerut ajutorul în păcatul acesta ce poate face Dumnezeu într-o astfel de situație, cum ar fi situația noastră prezentă, în care nu ne poate opri nimeni din drumul nostru. Am pornit, suntem porniți, e pornit să facă. Poporul meu e pornit să facă așa ceva. Ai pornit la vale pe panta asta, nu te mai oprești. Ce, ce sens ar avea prezența lui Dumnezeu în așa ceva? Iată ce sens. Dumnezeu limitează răul, pentru că altfel răul pe care un om vrea să-l facă neapărat, cu orice pres, cu orice echip, cu distrugerea familiei, a vieții, a sănătății, a credinței în Dumnezeu, nu îl nu oprește nimic din cale. Răul acesta ar fi total și devastator dacă, dacă Dumnezeu nu este prezent. Chiar în răul acesta groaznic, Dumnezeu este prezent. Ați văzut? Ieremia a, a, a fost pus de popor, vorbește cu Dumnezeu să ne spune dacă să ne ducem în Egipt sau să rămânem aici în continuare. Ieremia a spus zice mă tem să vă spun așa ceva și mă tem să mă rog pentru așa ceva pentru că vă știu cine sunteți voi, ați vrea ca Dumnezeu să facă voia, voia voastră să fie Dumnezeu pentru voi și să-L faceți pe Dumnezeu să coopereze cu voi într-o nelegiuire Dar să Eu vă știu, a spus Ieremia. Nu, 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 au spus ei. Suntem credincioși, jurăm, ce a zis Domnul, asta facem. După mult timp de poștă rugăciune, Ieremia vine și mărturisește înaintea lor, uite, mi-a fost descoperit, așa vorbește Domnul, nu plecați. Prima expresie, minți. Păi, dar nu vorbirem acum, n-ați spus voi? Că dacă Dumnezeu va descoperi ceva, orice va descoperi, sunteți gata. Nu sunteți gata, pentru că deja mintea și sufletul vă era plecat acolo. Dar Ieremia uh, îi însoțește. Ieremia merge cu ei. Eremia târât în Egipt, scrie acolo. Noi am implicat pe Dumnezeu în multe lucruri grele și rele prin care am trecut. Cu sau fără mai multă sau mai puțină înțelegere, uh, puțin contează, având în vedere că era prezența Lui. Așa se întâmplă în locul acesta. Ei vin la Samuel și îi spun cuvântul acesta, pune un împărat peste noi. E un păcat cumplit acesta, a pune pe cineva în locul lui Dumnezeu. În locul lui Dumnezeu nu este decât Duhul Sfânt. Atât și nu era nimeni Duhul Sfânt. Dar păcatul acesta ei îl adresează lui Samuel. Fă tu lucrul acesta pentru noi. Nu vrem să să întoarcem spatele lui Dumnezeu de așa natură. Dar chiar asta faceți acum: când întoarce întoarceți spatele, da, dar vrem să întoarcem spatele cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu știu, e, mi se pare groaznic. Și totuși a fost un lucru, aș zice, rău cel mai mic din toate care se puteau întâmpla. Samuel, spune versetul 6, n-a văzut cu plăcere așa ceva, faptul că ziceau dă un împărat care să ne judece. N-a văzut și Samuel și a vărsat sufletul în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, încercând cumva să salveze acest Titanic de la naufragiu. Nu era nicio scăpare. Era doar o problemă de timp, pentru că imediat în versetul acesta din capitolul, în versetul 19 din același capitol, Biblia spune, poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. În versetul 7 găsim una din cele două aripi exprimate și anume, nu e vorba despre tine. Poate că ești acuzat pe nedrept, poate că ești nedreptățit într-un fel sau altul, poate că suferi teribil pe nedrept lucrul acesta, dar atenție, nu e vorba despre tine, ci spune în versetul 7, Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului că nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Adesea discutăm cu persoana trădată și persoana aceasta sufere cumplit datorită faptului că acestei persoane, credincioșiei acestei persoane, i s-a răspuns cu trădare. Un soț necredincios sau o soție necredincioasă răspunde tovarășului de viață credincios cu acest fel de trădare. sau Și se ridică întrebarea aceasta: care dintre noi, care om dintre voi n-ar trăi această trădare atât de grea încât un om poate să-și piardă viața la un moment dat, nu poate să creadă lucrul acesta sau s-au îmbolnăvit, în s-au întâmplat foarte multe lucruri. Ce pierdem din vedere aici? Pierdem din vedere că înainte ca un om să ne fie nou necredincios, cineva poate să fie din biserică și vai, ai auzit cum te-a vorbit și nu, e, adevărat lucru. Cineva poate să fie din familie de la noi. Pierdem din vedere faptul că înainte de a fi necredincios față de tine, soție sau soț, persoana aceasta a fost necredincios față de Dumnezeu. Nu pe tine te trădează, pe mine mă trădează. Aceasta e cea din tâi trădare. Acesta e lucru care ar trebui să devină povara sufletului nostru. Noi nu ne rugăm disperați, ne aruncăm cu fața la pământ toată noaptea că am fost trădați. Asta s-a întâmplat după adevărata trădare și dacă sunt trădat, îmi merit soarta, mai mult sau mai puțin. Nu există ființă care să nu fie vinovat înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, cu toate că după standardele noastre am putea să pronunțăm pe cineva inocent, însă nu în ochii lui Dumnezeu. Abraham are cu ce să, dar nu în față de Dumnezeu. Dacă e vorba de, de trădare aceasta, e vorba de altă trădare care nu are nicio formă de justificare a trăda pe Dumnezeu înainte să te trădeze pe tine. Și acest lucru îi spune bunul Dumnezeu lui Samuel. Ține cont de treaba aceasta. Nu e vorba de tine, e vorba de mine. Pe mine mă leapă de oamenii aceștia. <coughs> Cel mai profund lucru îl găsim în versetul 8, în care vă rog acum să ascultăm cu puțină gramatică, cu sintaxa fraze și ne va ajuta foarte mult să înțelegem un anumelul, să, să luăm seama și să ascultăm. Auziți, ei, adică poporul acesta care a spus nu mai vrem Dumnezeu, vrem un împărat, ei se poartă cu tine, Samuel, se poartă cu tine cum s-au purtat întotdeauna? Când întotdeauna, că eu am atâția ani, eu sunt... nu, întotdeauna... Oh. Urmărim, urmărim mai departe cum s-au purtat întotdeauna de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi va să zic că nu e vorba de ceva personal e vorba de ceva care este aici de atâta timp, de secole este aici, este în sângele în natura omului ei se poartă cu tine în, în felul <coughs> iertați-mă, și nu este legat de tine lucrul acesta ci este legat de sufletul lor ei așa trăiesc, așa au făcut aceasta este viața lor. Și urmăriți mai departe, așa s-au purtat din totdeauna, de când i-am scos din Egipt până ziua de astăzi, m-au părăsit și au slujit altor Dumnezei. Deci ei se poartă cu tine, spune Domnului Samuel, și după aceea încheie fraza spunând, se poartă cu mine. Doamne, cu mine sau cu tine? Păi este tot una. Ori de câte ați făcut aceasta lui Samuel, mie mi-ați făcut spune Sfânta Scriptură, nu pe tine te-a lepădat, pe mine m-a lepădat. Acest lucru trebuie înțeles bine, nu e vorba despre tine. Vom fi confruntați cu o încercare sau alta de un alt Ne va ajuta enorm, e vremea pregătirii acum, ne va ajuta enorm dacă înțelegem faptul că la mijloc, nu suntem noi, nu sunt eu sau tu, ci la mijloc este numele lui Dumnezeu. Dacă vom înțelege clar că trădarea nu este legată de noi, și trădarea este legată de numele Lui. Mergem mai departe și ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu care spune în versetul 19 poporul n-a vrut să asculte de glasul lor și Dumnezeu a confirmat, cum zicem aici în engleză, final answer, ultimul răspunsul final, Dumnezeu a zis lui Samuel, ascultă-le glasul și pune un împărat peste ei. Ascultă-le glasul. Iată împăratul pe care l-ați ales, voi, nu Dumnezeu, dar rămâne o virtute dureroasă, nici nu știu cum să numesc, faptul că inclusiv în căderea voastră v-ați întors totuși privirile spre Dumnezeu și El va ajuta să cădeți în așa fel încât să nu dispareți, să nu pieriți și planul de venire a Domnului Hristos să nu fie complet distrus așa cum s-a intenționat. Acum vom urmări a doua aripă a pregătirii noastre pentru zborul acesta despre care vorbește Biblia, să zboare în pustiu, care constă în înțelegerea unui adevăr profund. Nu este vorba despre om, nu e vorba despre carne și sânge, nu e vorba despre biserică, nu este vorba de politică, nu este vorba de cultură, de societate, ci e vorba de duhurile răutății. În unele lupte uh, suntem uh, noi uh, chemați să luptăm. În altele Dumnezeu spune nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Dar acum când învățăm acest lucru, pe care îl găsim în Efesen, capitolul 11, ni se spune că aceasta e o luptă pe care noi o vom duce și o ducem, o purtăm. A, fost o luptă în care Domnul a spus, nu voi veți avea de luptat în lupta aceasta. Voi dormiți că mă lupt eu cu duhurile răutății din locurile cerești. Nu aici. aici. nu este una din luptele acelea în care a zis, Domnul, nu voi veți lupta, ci voi lupta eu. Aici începe în versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura, cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține pieptul tirilor diavolului. Deci este lupta noastră, este lupta fiecărui suflet în parte, este lupta mea și a ta, suntem chemați la acest lucru. Și ea nu va veni aici sub forma unor duhuri demonice, care, ci va veni sub forma unor incidente, unor situații care apar aproape naturale. Și va fi, vom fi ispitiți să nu trecem dincolo de ce ne văd ochii. Păi omul ăsta face rău, doamna asta zice, de aici vine rău, din cauza aceasta sau cealaltă. Biblia spune, nu, nu avem de luptat cu carnea și sângele. Nu-ți opri ochii asupra acestui lucru, că trece dincolo de aceasta, vine din altă parte. Cum aminteam, Iisus... N-a confundat pe Ioan și pe Iacov cu Duhul care îi îndemna să incinereze satul samaritenilor. N-a confundat pe Petru cu teologia aceasta de la temelia Bisericii lui Dumnezeu, Is Hristos, Isus este Hristosul. N-a -a, confundat lucrul acesta, n-a confundat poporul acesta care se gheară cu tatăl lor, tată pe diavol. Adică el, el a trecut dincolo de aceasta și acest lucru ne cheamă și pe noi să învățăm și să facem. Vom fi într-o situație în care dacă nu înțelegem că dincolo de ce vede ochiul, dincolo de persoană sau de situație, avem de-a face cu uh, ceea ce numește Biblia aici, domniile, stăpânirile întunerecului acestui veac, Dumnezeul acestui veac. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, vom cădea răpuși într-o luptă pe care nimeni n-ar fi trebuit să o purtăm. Cum Samuel se. Uh, se zdrobea și se zdrobea pentru ceea ce ei făceau și își cerceta viața. Unde am greșit? A ieșit în fața poporului și a spus, domne, știe cineva că am luat ceva de la cineva pe sub masă, că mi-a făcut vreo favoare sau că m-a cumpărat cu bani sau că am oferit ceva din ale lui Dumnezeu pe profiță pe, pe, favoruri. Știe cineva că am făcut favoruri cuva din familia mea? Asta a făcut Samuel. A ieșit afară pentru că, și a ieșit în fața poporului pentru că și-a cercetat viața și nu și-a adus aminte. De la cine am luat, domne, ceva? Spuneți-mi, ridicați-vă aici și mărturisiți. Și poporul întreg a spus, nu ai luat absolut nimic de la nimeni. Dumnezeu te-a întărit și nu ai amestecat lucrurile răului cu bine aceasta venea din în urma cercetării lui de sine. Dar Dumnezeu a spus nu, lupta nu este aceasta lupta, că nu e vorba de tine, nu e vorba că ai făcut tu ceva, ai luat tu de la cineva ceva sau ai făcut tu favorul, nu e vorba despre tine aici. Aici este vorba despre credința lor în Dumnezeu, credința lor în mine. Și astfel că Samuel rămâne înaintea acestei situații zdrobit sufletește pentru alegerea lor, fiindcă știe unde duce lucrul acesta. Vine înaintea lor și le spune, uite, aici duce drumul acesta, și rezultatul este nu vrem. N-au vrut să asculte, nu că n-au putut, nu că nu au înțeles, nu au vrut, absolut deliberat. Acest lucru ne este spus nouă când suntem îndemnați, luați toată armura lui Dumnezeu că voi aveți de luptat. Aveți de luptat, nu luptă în locul tău în cazul acesta bunul Dumnezeu. Tu lupți împreună cu Dumnezeu, ești împreună luptător cu Dumnezeu, dar Dumnezeu nu luptă în locul tău, după cum nici tu n-ai putea să lupți în locul lui Dumnezeu. De aceea spune, tu fă-ți partea ta, îmbracați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Lupta este serioasă și ea se referă în primul rând la capacitățile sufletului nostru. Acolo e teatru de luptă. Orice război, uh, citeam în, în Sun Tzu, uh, uh, Arta Războiului, orice război, dacă se declanșează, uh, este deja o înfrângere. Trebuie să nu se ajungă acolo. Dacă s-a ajuns acolo, la război, la conflict, la astea, deja a avut loc o înfrângere, pentru că adevăratul război și adevărata victorie este aceea în care nu e nevoie de luptă sau de vărsare de sânge. Dacă s-a ajuns la luptă și la vărsare de sânge, este deja, o avem de a face confrângere. Luați toată armătura lui Dumnezeu, spune Scriptura, lupta este foarte serioasă. Și acest acesta este lucrul de căpătii, lucrul cel mai important, nu avem de luptat cu oamenii, nu avem de luptat cu situațiile, ci așa cum spune Scriptura, avem de luptat împotriva domniilor, stăpânitorilor întunericului acestui veac, duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, de aceea luați toată armura lui Dumnezeu așa cum a spus în versetul 1, în versetul 13, de aceea v-am spus, e un timp al pregătirii, un timp al înarmării cu armura lui Dumnezeu, luați armă, ca, ca, să puteți să vă împotriviți în ziua cea rea. Există o zi numită ziua cea rea, poate că deja am trecut prin ea, într-o formă sau alta vom mai trece, numită ziua ce are. Ea. Și partea a doua a textului acesta, care este extrem de importantă, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Păi dacă am biruit și dacă s-a terminat lupta, păi atunci e nenorocirea mai mare. Cele mai multe accidente au avut loc după o lungă călătorie când cineva era aproape de casă. Așa s-a întâmplat cu prietenul nostru. A fost un accident groaznic la câteva minute de casă. După ce făcuse un drum foarte lung. Și aici pune Biblia, ca să puteți să vă împotriviți în ziua aceea, luați toată armătura aceasta, armura lui Dumnezeu, ca să puteți să vă împotriviți în ziua aceea și să rămâneți în picioare, pentru că după ce ai biruit totul, ai toate șansele să cazi. Ai toate șansele să cazi. Israel a biruit uh, în, în război și în lupta aceasta cumplită, și după ce a căpătat biruința, a luat Dumnezeii celor pe care i-au înfrânt și s-au închinat în fața lor. Au fost, deci Au Deci n-au rămas în picioare după ce au biruit. Au biruit, dar au căzut în frân. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Și enumeră aceste, aceste componente ale armurii lui Dumnezeu mijlocul încins cu adevărul. Aceasta este centura care ține toate lucrurile de care sunt prinse celelalte. Platoșa neprihănirii, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, scutul credinței cu care veți putea stinge săgețile arzătoare ale celui rău, nu le e în piept, ci scutul credinței în Dumnezeu. Doamne, o săgeată arzătoare vine Ajută-mă să fiu păzit și fătul din această săgeată arzătoare o binecuvântare a lui Dumnezeu. Stați gata! Pă nu e nicio luptă, nu a început, nu e nimic, nu s aude de nimic, nu stați gata! Lucrul acesta vine ca o surpriză covârșitoare peste ființa omenească. Deodată, spune Biblia, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, în timp ce zic ei pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată, bă, stați gata, nu știi când vine încercarea aceasta, ispita aceasta groaznică asupra sufletului tău m-am gândit a, a, și am și văzut cartea și volumul lui Jim Baker, cel care a, a condus a, a PTL Television că și a, televiziunea aceasta uriașă cu milioane de vizitatori, cu milioane de viewers și omul acesta care predica și era ascultat 800.000, de mii sau 1.200.000 pe seară ascultau acolo cuvântul pe care și a impactat generația lui și a, a plecat din cameră să meargă pe platou unde erau pregătite camerele de filmare. Și în drum spre camerele de filmare a fost agățat de diavol și s-a aflat în pat cu uh, Jessica Han. Și de acolo a urmat toată nenorocirea aceasta. Uh, stați gata, stați gata, nu? Dar, dar nu se întâmplă nimic, nu? o prăpădenie neașteptată, pașteng, tocmai în clipa în care cineva spune totul e în ordine, totul e liniștit. Nu există niciun timp în viața noastră când să lăsăm garda la pământ, nici vreodată vreun moment în care să ne considerăm în siguranță în fața căderii. Nu, oricând lucrul acesta se poate... Cel mai sfânt dintre noi, nu vorbim de noi oamenii de rând, vorbim de oameni care au o experiență înaltă ca aceea a lui David. Și scrie Scriptura pe deasupra acestor toate, luați coiful mântuirii, gândirea aceasta a lui Dumnezeu, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu și în toată vremea prin Duhul faceți tot felul de rugăciuni și vegheați, fiți atenți, nu pe sezoane, o avem o de rugăciune, mergem la rugăciune, nu vegheați la aceasta pentru că uiți de dimineața până seara comuniunea cu Dumnezeu și seara mea, e bine că, că, mergem și la seara de rugăciune, dar noi suntem chemați la o viață de rugăciune, rugați-vă neîncetat și spune Sfânta Scriptură aici, vegheați la aceasta cu stăruință și rugăciune pentru toți sfinții și se include și pe el în lucrul acesta. Căci vine vremea când oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă, ci își vor da învățători după poftele lor și așa cum spune Pavel în 2 Timotei 3 cu 8, asemenea lui Iane și Ambre, care s-au împotrivit lui Moise, imitând lucrarea lui Dumnezeu, la fel satana va veni ca un înger de lumină și apostolii lui se vor da drept apostole ai lui Hristos. Va fi greu să discernă omul firesc diferența. Va fi foarte greu, dacă nu cumva imposibil. Va fi imposibil pentru acela care a refuzat pregătirea. De aceea ne-a îndemnat cuvântul lui Dumnezeu. Luați asupra voastră toată armătura duhovnicească, toată armura aceasta a Duhului care se referă la, la sufletul nostru. Această luptă nu poate fi niciodată câștigată în neglijență, în indiferență, în răceală sau în dispreț. Nu poate fi câștigată niciodată de acela care se încrede în sine. Chiar dacă toți aceștia ar doar în ce mă privește, nu poate fi câștigată a, așa, în felul acesta. Ci ea poate fi câștigată doar pentru, de, de către acela care în genunchi înaintea lui Dumnezeu și îi spune, Doamne, dacă nu mergi tu cu mine la lupta aceasta, nu mă lăsa să intru în ea. Așa să ne ajut, tată prea iubit, ca să nu intrăm niciodată în vreo luptă a vieții nepregătiți să nu luăm seama la cuvântul tău care ne spune luați toată armura lui Dumnezeu. Așa te rugăm, Părintele nostru, să ne dai aceste două aripi ca să împlinim lucrarea ta, să înțelegem totdeauna că este numele tău la mijloc și să înțelegem că nu cu carnea și sângele avem de-a face. Ne închinăm înaintea ta și fă ca pilda vieții Domnului nostru Isus Hristos. Să devine viață și putere în noi, în al cărui nume te rugăm prin Domnul Isus. Amin.